Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O serie de amendamente la un proiect de lege care reglementează jocurile de noroc în România. Legea aceasta merge acum la promulgare. Cea mai importantă prevedere este că nu vor mai putea fi organizate săli de jocuri de noroc în localități cu mai puțin de 15.000 de locuitori. De asemenea, este reglementată mai strict reclama la jocuri de noroc, inclusiv prin mesaje electronice nesolicitate. Totuși, trebuie menționat că în Parlament sunt mai multe proiecte de lege care privesc diverse restricționări ale acestei activități. Cel mai dur a fost votat în toamna anului trecut în Senat. Este acel proiect care prevedea așa: 1. Mutarea sălilor de păcănele în afara localităților. 2. Număr limitat de licențe, adică cel mult o sală la 20.000 de locuitori. Și 3. Cel mult 20 de aparate într-o singură sală. Dar acest proiect așteaptă încă să fie examinat și de Camera Deputaților, care este for decizional în materie. La telefon este deputatul PSD Alfred Simonis, inițiatorul acestui proiect de lege cu prevederi mai severe. Bună dimineața, domnule deputat! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Unii observatori remarcă faptul că prevederile adoptate ieri de Cameră sunt mai blânde, mult mai blânde decât cele votate la Senat în toamna anului trecut. S-au răzgândit parlamentarii? Aș începe prin a vă spune că și inițiatorul amendamentelor de ieri trecute în Parlament sunt tot eu. Okay. Așa, ca să nu pară că am dat o lege la o parte și alta altcuiva a fost adoptată. Am spus și ieri și vă spun și dumneavoastră astăzi, această lege este o primă lovitură dată industriei păcănelelor, pentru că ne luptăm cu o industrie care are o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de euro în România, în sumata adunată. Ne luptăm cu o industrie care are cei mai buni specialiști, cei mai buni juriști și cei mai buni avocați din lume. Și trebuie să fim extrem, extrem de clari atunci când facem legislația. Ne-am întrebat în toate aceste luni, de când proiectul meu a fost adoptat la Senat, cum va reacționa industria și ce va găsi, ce va specula în proiectul de lege, astfel încât să nu aplice legea. Că au licențele pe perioadă mai lungă decât prevede, mă rog, cât va mai lungă decât perioada în care legea va restricționa activitatea aceasta pe teritoriul României, că au contracte de închiriere cu anumite spații comerciale, în derulare, toate acestea ar putea fi eventuale atacuri, ar putea să fie anumite vulnerabilități ale legii în practică. De la teorie la practică, în Parlament știți că e diferență foarte mare, de foarte multe ori facem legi și de multe ori acestea ori pică la Curtea Constituțională, sunt atacate în instanță și sunt suspendate. De aceea, când faci o astfel de lege, trebuie să fie extrem de clar și extrem de limpede pentru a nu crea posibilități industriei de a face, de a specula anumite erori. Cine poate? Am optat pentru a face prima lege, dar prima lovitură a acestei mafii, a pariurilor, a jocurilor de noroc, a păcănelilor, care a stat la masa guvernului până acum câțiva ani în urmă, a făcut legislații în Parlament extrem de favorabile. Avem 33 de ani de legislații favorabile pentru industrie și de câteva luni am apucat să ne luptăm cu ea. Nu e ușor, nu se va întâmpla peste noapte, însă gândiți-vă că radioul dumneavoastră n-ar mai putea să emită 90% din localități din România. Cred că ar fi afectat. La fel este și această industrie a păcănelor. 90% din localități din România de peste două săptămâni nu vor mai avea voie să organizeze aceste tipuri de jocuri. Da. Și evident, peste două sau trei săptămâni vom vedea cum se aplică legea, care vor fi vulnerabilitățile eventuale, cum vor ataca specialiștilor și cum vor specula eventuale erori. După da, este adevărat. Sunt, a doua lege, sunt, și a treia. Sunt județe în care e câte o singură localitate cu mai mult de 15.000 de locuitori. Tulcea, de exemplu, Mehedinți, Giurgiu, Brăila, județe Arad. Județe adică această activitate. Cine poate contesta acum această lege? Sau care ar mai fi posibilitățile de oprire a ei? Păi, aici e interesant, pentru că deși a fost extrem de disputată, extrem de dezbătută și au fost tot felul de acuzații dinspre opoziție, în final au votat-o cu toții. Cu excepția 2-3 deputați neafiliați, toate grupurile parlamentare au votat pentru această lege. Mă gândesc că e bună, că n-ar fi votat pentru, dacă nu era da, bun. Sincer, nu cred grupurile că e vreun grup parlamentar care o să conteste la curte asta, aia la Curtea Constituțională. Deci, altcineva mai poate să oprească? Poate să facă avocatul poporului, în alta curte, guvernul. Nimeni din cele din aceste instituții nu cred că va intra în acest joc. Prin urmare, după ce ea pleacă astăzi spre promulgare, da, președintele are 20 de zile să o promulge și după ce o promulgă, în 10 zile intră în vigoare. Deci, în mod normal, până la finalul lunii aprilie, cel târziu,
începutul lunii mai, ea trebuie să intre în vigoare și vom vedea că se vor închide peste 90% din aceste zăzi, din peste 90% din localități. Dar trebuie cumva și norme de aplicare, adică sunt prevăzute sancțiuni, ce se întâmplă? Să zicem, peste o lună legea este în vigoare, ea prevede că în sălile, în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori nu mai pot funcționa astfel de jocuri. Ce se întâmplă dacă cineva ignoră asta? Păi e faptă penală, pentru că în momentul în care nu mai... În primul rând că stă o adeverință de la unitatea administrativ teritorială că ai peste 15.000. Nu există acea adeverință. Am văzut și chestiunea că se vor muta în afara localităților. Nu știu ce înseamnă în afara localităților, pentru că din punctul meu de vedere, în afara unei localități începe altă localitate. Altă localitate, da. Dar să spunem că găsești o bucată de teren care ține de Consiliul Județean și că nu ia niciunui OAT, deși și ăla e OAT. Ar trebui să ai o adeverință că ai peste 15.000 de locuitori acolo. Da, și nu, eu mă întreb practic cum se întâmplă. Adică, știți, bun, ok, intră în vigoare legea, se publică monitor, e obligația sălilor de jocuri să închidă, dar dacă nu închid, ce pățesc? Cine sesizează asta? Sunt sute de mii de lei amenzi, Pe care le aplică cine? Primăriile? Cine care le aplică? ONJ-ul, statul român, prin diferite instituții de control. Vedeți, chiar și acesta a fost un argument pentru a nu face toate legile în aceeași zi. Hai să facem prima lege, să vedem cum reacționează industria, ce speculează, să vedem cum reacționează autoritățile statului român, să vedem dacă sancțiunile sunt potrivite, sunt prea blânde și pe următoarea lege, în funcție de cum intră asta în vigoare și cum este aplicată, o corectăm astfel încât să corectăm acele erori făcute eventual în prima lege. Repet, ne luptăm cu o industrie care are cei mai mulți bani din lume. Poate angaja avocați pe care statul român nu-i poate angaja, parlamentul nu-i poate angaja. Nu-și permite să facă asta. Prin urmare, să facem totul la grămadă doar pentru a da satisfacție, o să facem precum legea cu pensie speciale. Toți o votăm, toți facem amendamente și ea pică la primul control. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule deputat. A fost în direct în deșteptarea deputatul PSD Alfred Simonis, inițiatorul legii antipăcănele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.